casa Florinei Niculici, sătenii din Tomulești vor găsi primul ajutor în caz de nevoie. Crucea Roșie Giurgiu a inaugurat astăzi, în prezența sătenilor, oficialităților județene și a directorului general Crucea Roșie Română Ioan Silviu Lefter, primul punct de prim ajutor. Printre reprezentanții județului s-au aflat deputatul Florian Nicolae, membru de onoare al organizației Crucea Roșie Română, prefectul Lavinia Crișu, dar și Victor Boiangiu, vicepreședinte al Crucii Roșii Române. De ce am vrut Tomuleștiu? Să vă spun de ce. Acum 2 ani de zile, când au fost căderile masive de zăpadă, și nu numai, pentru noi, pentru filiala de Cruce Roșie Giurgiu, care eram prins și eram în sistemul comandamentului pentru situații de urgență, a fost o mare durere că noi n-am putut să ajungem, nu numai noi, ISU, jandarmeria, toți care eram în acest comandament, să ajungem în zona unde erați izolați pentru a aduce alimente, pentru a participa la evacuări la persoane care erau izolate. Și a fost o promisiune pe care ne bucurăm că am putut să o ducem la îndeplinire în momentul când acest proiect de pazi, punct de prim ajutor pe zone izolate, ajuns la Giurgiu, am spus, prima zonă și primul punct va fi la Tomulești. Și mă bucur că am ajuns la Tomulești, mă bucur că am descoperit o familie deosebită, pentru că și aici trebuie să găsești omul potrivit la locul potrivit, și vreau să cred că veți fi alături de noi ca acest punct să-l dezvoltăm și să fim alături de dumneavoastră în folosul dumneavoastră. Acest proiect noi l-am demarat la nivel național, într-o fază pilot, în fiecare județ, am dezvoltat câte un astfel de punct de prim ajutor. Dorința noastră este să demonstrăm autorităților locale că se poate face ceva pentru comunitate cu oamenii din comunitate. Noi vom fi tot timpul alături de autoritățile locale, așa cum suntem din 1876, din când ființează Crucea Roșie în România. Felicit autoritățile locale pentru interesul și pentru mâna de ajutor pe care au dat-o. De altfel, felicit și pe proprietari că a pus la dispoziție acest spațiu. Și nu în ultimul rând, felicit filiala de Cruce Roșie a județului Giurgiu, pentru că s-a gândit ca într-un punct izolat din județul nostru să înființeze, într-o zonă izolată, să înființeze un punct de prim ajutor. Să dea Dumnezeu și să n-aveți nevoie de el, dar în orice caz să știți că și noi suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc îndeosebii Crucii Roșiei, care împreună cu noi, autoritățile locale, am avut această inițiativă de a ființa în satul Tomulești acest punct de prim ajutor. Așa cum domnul Maria Măcelaru ne-a reamintit, perioada de acum 2 ani de zile, când această localitate a fost izolată mai mult de 2 săptămâni de zile, când dumneavoastră, cetățenii comunei, ați fost izolați, n-ați avut acces la alimente, la pâine, știți foarte bine prin ce perioadă am trecut. Și vreau să vă spun că acest punct de prim ajutor deschis în satul nostru, în comuna noastră, va fi benefic pentru toți locuitorii comunei, în primul rând a satului Tomulești, și mulțumesc încă o dată Crucii Roșii pentru această inițiativă și vreau să-i asigur în continuare de sprijinul nostru al celor autorităților locale din comuna Topor. Sper să fie mai multe în acest județ și sper în acest fel, cu un început de la Crucea Roșie, să arătăm că și noi putem fi solidari, mai ales că pe posturile de televiziune se spune că în partea de sud oamenii nu sunt solidari. Ba, din contră, eu cred că și noi putem fi solidari. Am demonstrat de mai multe ori acest lucru și iată, acesta este poate un alt început al solidarității umane, a faptului că ne putem ajuta noi între noi, până când cei în drept, cei în măsură să ne ajute, pot veni la acel moment. Pentru că am primit acest simbol, probabil că și dumneavoastră îl veți primi și m-aș bucura să se întâmple așa. Fiecare dintre noi, în clipa în care avem acest simbol și îl purtăm în suflet, nu pe haine, avem datoria morală, în primul rând, de a ne ajuta unii pe ceilalți.
Mulțumesc încă o dată și felicit pe domnul Măcelaru și pe toți voluntarii care s-au implicat. Am întrebat mai înainte dacă în sat sunt tineri și cred că sunt. Tinerii sunt cei mai inimoși și sper că echipa de voluntari din Tomulești va fi cât mai mare și veți ajuta nu numai oamenii din satul dumneavoastră, ci și cei din satele din jur, atunci când va fi nevoie. Cum s-a și spus și v-am și spus dumneavoastră de mai multe ori când am anunțat înființarea acestui punct de prim ajutor, am ales această comună, acest sat, de fapt, satul Tomulești, deoarece în iarna anului 2011-2012 acești oameni au fost izolați aici timp de 14 zile. Am găsit această familie, familia Niculici, care s-a oferit să pună la dispoziția cetățenilor din satul Tomulești 24 de ore din 24 și mai mult de atât să-și pună și locuința la dispoziția cetățenilor. Vreau să-i mulțumesc personal doamnei Florina Niculici, deoarece a dat dovadă de, într-adevăr, voluntariat. Acesta înseamnă voluntariat, să fii în slujba cetățenilor. Toate materialele sanitare, aparatura, au fost aduse de către Crucea Roșie Română și puse la dispoziția acestei familii. Timp de un an de zile noi vom suporta toate costurile care necesită pentru materialele sanitare. După un an de zile, adică în data de 22 ianuarie 2015, în urma protocolului de colaborare semnat cu primăria, primăria va suporta costurile și va prelua acest punct de prim ajutor. Vreau să mă rog cetățenii să apeleze cu încredere la doamna Florin în caz de urgență și să facă o mențiune specială. Nu facem tratament medicamentos. Doar acordăm primul ajutor în caz de urgență, verificăm o tensiune arterială, verificăm glicemia și cu ajutorul EKG-ului portabil se verifică dacă persoana este în pericol de a face infarct sau stop cardiorespirator, atunci apelăm la ambulanță. Există posibilitatea să fie înființat un asemenea punct și în alte zone ale județului? Intenția noastră și avem solicitări din partea primăriilor să înființăm mai multe astfel de puncte de prim ajutor. Vom face tot posibilul să înființăm și în comuna Bucșan, unde sunt foarte multe sate izolate, Uiești, Golești. Am primit solicitare din partea primarului de la Săbăren, de la Roata, deci solicitări sunt. Și ce vreau să vă menționez, că acest proiect a fost bine primit și de Crucea Roșie Canadiană, care ne-a solicitat ajutorul să îi învățăm cum să dezvolte un astfel de proiect. Pentru tomuleșteni, acest punct reprezintă ceva foarte important, pentru că satul nostru este îmbătrânit, este departe de orice intervenție care ar fi trebuit să fie foarte oportună atunci când avem un caz deosebit, și prin acest punct noi salvăm poate chiar vieți umanești până când anunțăm, până când vine Iisus, până, sau eu știu, în momentul când este iarna și nu poate veni. Acest punct este foarte important pentru noi sătenii. Casa transformată în centru de prim ajutor pentru sătenii din Tomulești are și o sumă de dotări medicale, glucometru, tensiometru și electrocardiograf cu telecitire. De asemenea, Florina Niculici, cea care și-a pus la dispoziție casa pentru un scop nobil, a fost instruită de către Crucea Roșie Română să acorde primul ajutor în caz de nevoie. Ce înseamnă în primul rând pentru Tomulești acest centru de prim ajutor? Având în vedere că suntem o localitate izolată, centrul de prim ajutor o să fie în folosul cetățenilor. Acum 40 de ani eu plecam din această localitate și așa cum am venit să am grijă de mama mea, mă interesează și de semenii mei. Mi-am pus la dispoziție casa și timpul pentru a ajuta oamenii din acest comună.